Constantina, biserica se confruntă cu una dintre cele mai grozave persecuții din ultimele decenii. Una dintre metodele principale folosite de stat pentru a monitoriza și a urmări credincioșii este prin tehnologia de supraveghere la nivel național. Recent, Greg Musselman de la The Voice of the Martyrs Canada a stat de vorbă cu Bob Fu de la China Aid despre această situație. We have the Fellowship of Righteousness Church in Wuhan. Of course, that is where the coronavirus. Este vorba de The Fellowship of Righteousness Church din Wuhan. În acest oraș a izbucnit pandemia cauzată de noul coronavirus. Pastorul Lu a fost arestat deoarece a vorbit așa cum vorbim noi prin videoconferință cu alți pastori și lideri despre metode de vestire a Evangheliei și despre modul în care pot fi ajutați oamenii în timpul pandemiei. El a fost arestat. Am ajuns la punctul în care credincioșii și liderii sunt arestați deoarece sunt online. Yes, that shows really another feature under President Xi Jinping's brutal rule. That is the digital authoritarianism. I mean, the kind of surveillance. Da, aceasta este o nouă trăsătură a legii brutare a președintelui Xi Jinping și anume autoritarismul digital. Partidul comunist chinez se folosește de tehnologia avansată de supraveghere și astfel China a devenit un stat polițist. Până în 2025, numărul chinezilor urmăriți prin camere de supraveghere facială în China va fi de 2,6 miliarde de persoane. By 2025, the number of Chinese face recognition cameras on China's soil will reach to 2.6 billion. Vorbim de 2,6 miliarde de persoane, ceea ce înseamnă că fiecare cetățean chinez va fi urmărit de cel puțin două camere de supraveghere facială de la dormitor la fiecare colț de stradă, indiferent unde s-ar duce. Astfel, biserica este puternic persecutată prin autoritarismul digital. Bisericilor li s-a cerut să instaleze aceste camere de recunoaștere facială la amvon și câte o cameră în fiecare colț al bisericii pentru a putea monitoriza dacă sunt prezenți membri ai Partidului Comunist, ai Ligii Tinerilor Comuniști, funcționari de stat sau militari, oameni dintr-o categorie sensibilă. Dacă îi găsesc la biserică, îi arestează pe loc sau la locul de muncă. Servant or military or, you know, these so-called sensitive people, and then they can trace them and arrest them right on the spot and or report to the work unit. Alpha Omega.